Zaitseva, nu înțeleg. Nu ți-am văzut părinții. Primul semestru s-a terminat și ei nu sunt îngrijorați de tine? Deloc? Ea e cea mai strictă învățătoare. Da, păcat că Diana are probleme cu ea. La ce te uiți? Este din cauza ta, la fel. Zaitseva, anul acesta vei trece examenele. Crede-mă, nu vei înșela deloc. Nu vei înșela. Doamna Petrovna, părinții mei vor lua tutori pentru mine și vor trece examenele cu nota A. Zaitseva, nu înțeleg, ce faci? Aceasta nu este TikTok-ul, este o școală, ai înțeles? Doamna Petrovna, vă distătați, vă rog? Ați mâncat o salată cu ceapă? Aha, ce face Diana? Mai bine să nu fac asta! Nastia, hai să învățăm, o să răspundem și noi! Zaitseva, știi ce? Nu mi-a plăcut de tine de când erai copil, de la prima zi de școală elementară. De când eram copil, doamna Petrovna, părinții mei plătesc școala aceasta privată. Eu trebuie să învăț, iar dumneavoastră să nu țipați pe mine, doar să mă învățați. Zaitseva, suntem dușmani din momentul acesta. Părinții trebuie să vină la școală într-o oră. La ce te uiți? Nu ai învățat formula. Gigi, la tablă! Doamna Petrovna, văd acum că veți țipa pe mine când părinții mei vor veni. De ce ai făcut-o să se supere? Acum va fi așa pe parcursul lecției. Costia, nu am supărat-o. Nu este vina mea că ea este așa în stare toată ziua. Diana, cred că ea dă vina pe tine pentru că ești populară. Da, și-am urmărit canalul ei, are 17 urmăritori. Da, Diana, este invidioasă. De ce? Mai bine să filmeze altceva și nu doar formula ei. Wow, doamna Petrovna e așa de strictă. Da, Diana are probleme. O ceartă tot timpul. De ce ești așa de fericită? Avem lecția următoare cu ea. Bravo, Gigi, văd că ai învățat totul. Da, am învățat toată noaptea. Stai ceva și tu? De ce ești aici? Du-te după părinți. Du-te după ei. Imediat. Doamna Petrovna, v-ați gândit acum? Imediat? Acum. Diana, ce ai făcut? Chem părinții? Nu vor să-i sun, anul nou este de curând, nu doresc să-i supăr. Chiar nu doresc să-i supăr. Nastia, ai văzut? Tatiana Petrova mă laudă. Hai, mă, tocilară, nu te mai plimba atât. Gigi, ține-ți gura. Rahat, 10G, ați auzit? Diana, ai probleme? Nu ai noroc. N-aș merge la matematică astăzi. Este oribil, doamna Petrovna este într-o stare rea din nou. Dorește ca părinții mei să vină înainte de anul nou. Nu doresc să îi supăr deloc. Diana, dacă sunt părinți, ai terminat-o. Când mi-au chemat părinții, am luat bătaie. Am înțeles că dacă părinții mei vor veni și vor discuta cu ea, nu mă vor lăsa la petrecerea cu amigii mei. Dacă te ajutăm, ce ne oferi? Am invitat la petrecere. Mă întreb cum am putea ajuta. Veți suna părinții mei să nu vină la școală din cauza învățătoarei? Pe bune? Diana, ne înviți la petrecere. Ai închiriat o casă mare. Ai cumpărat mult suc. Da, am închiriat o casă cu 3 etaje. Artiom, ești interesat doar în suc? De fapt, am comandat mâncare gustoasă și cocktailuri. La fel, vom avea show-ul nostru. Diana, vom afla pe părinții tăi, vom merge la petrecere împreună. Iana, ești proastă? Unde vei afla? Îi vei picta? Mergeți după mine, am un plan. Eu sunt mama, Artiom este tata. Iana, ești serioasă? Iana, învățătoare, am văzut prima dată pe părinții când. Tăi! Superb, o să-i cunosc astăzi. Bine! Suntem aici! Iana, de ce am venit în cancelarea directorului? Mai puține întrebări, Marușca, Patrick, ai grijă. Mama și tata vor schimba hainele acum. Așteptați, ascultați-mă, ce veți face? Nu vă să mă arunce din școală înainte de anul nou? Diana, vei avea petrecere, ascultă-mă, totul va fi în regulă. Artiom, ce faci? Ascultă pe Iana. Bine, pun hainele în cancelarea directului și voi spune că sunt mama ta, Artiom. Artiom va îmbrăca hainele învățătorul de fizică și va fi tatăl tău. Oamenilor, este riscant, dar amuzant. Doamna Petrovna va fi șocată. Șocată complet. Patrick, pleacă la ușă, trebuie să știm dacă cineva vine. Bine. Păi să o facem. Iana, Artiom, arăți precis ca părinții mei. Iana, ia ochelarii ca doamna Petrovna să nu te recunoască. Deloc.
Perfect, Diana! Care este numele mamei tale? Mama mea se numește Ivona Ivrena. Ce să pun eu? A, oamenilor, părinții mei poartă verighetele, așa că Artiom și Ana, luați acestea! Bine, unde ai aflat inelele? În cancelarea directorului și învățătorului de fizică în dulap! Artiom este mic! E bine, de cât timp sunt părinții tăi căsătoriți? 14 ani, de ce? Ivona, m-ai hrănit cu clotete unse și m-ai îngrășat! Ah, nu este mama mea vinovată, ea nu frige! Ce ții în mână, Diana? Este un ceas pentru stil, dă mâna stângă! Păi soția, să plecăm! Desigur, soțule! Desigur! Oamenilor, vă comportați frumos, răspundeți la întrebări simplu ca părinții adevărați. Spuneți-le că mă căsniți un pic acasă, dar nu mult, doar un pic. Bine! Patrick, ce se întâmplă? O, Doamne, mătușa Ivona este aici? Mărușca, încet, suntem noi, Iana și Artiom. Doamna Petrova nu o să vă cunoască. Păi, mai puțin cu vorba, mama, tata, vă amintiți totul? Da! Da! Păi să mergem la școală. Oamenilor, vă comportați frumos, sunteți părinții mei, știți? O să arătăm noi, învățătoare. Diana, nu faci asta, nu ești din 10G, sunteți părinții mei, fiți ca ei. Să mergem în clasă. Nu, așteptați, să așteptăm până la pauză, atunci învățătoarea va ieși afară, bine? Bine. Uitați, părinții Diana au venit. Părinții Diana au ajuns. A venit aici. Oamenilor, totul este în regulă. Salut! Salut! Tu și Ivona, nu da atenție, învățătoare, e foarte obraznică. Da, cea mai strictă învățătoare. Da, Diana nu are nicio vină, învățătoare de vină. E în regulă, vom rezolva acum. Salut, mătușa Ivona și unchiule Tolic. Mama mea mă lasă să merg cu voi la Maldive. Poftim, Maldive, aud eu bine. Fetiță, cine este loserul acesta? Tata, el este iubitul meu. Diana pleacă la Maldive? Da, mămică. Diana, mi-ai spus că tatălui tău îi place de mine. Ce mizerie! Detest clasa aceasta! Detest! Nu înțeleg! Cum ne întâlnim aici? Pleacă de aici acum! Doamna Petrovna, aici sunt părinții mei, cum ați dorit? Ivona Igorevna. Anatoli. Mă bucur să vă cunosc! Eu sunt doamna Petrovna! Ne bucurăm că vă cunoaștem. La fel! Spuneți ce a făcut fata mea? Ea n-a mai încet. Da, spuneți că a greșit fata mea. Cu ce? Am călătorit 200 la oră ca să venim. Știți? Fata dumneavoastră este foarte talentată și inteligentă. Foarte. Dacă este talentată, de ce ne-ați chemat aici? Da, din ce cauză ne-ați deranjat? Pare rău de deranj, dar Diana și-a pierdut conectarea pe învățare. Se filmează pentru TikTok și trăiește în Instagram. Mai precis, algebra. O lecție foarte, foarte importantă. Filmează TikTok și ce? Și eu la fel filmez la serviciu. Și eu sunt live la serviciu. Mama, tata, nu glumiți? Păi văd, ca tata, ca fiica. Prietenii, îmi place de părinții lui Diana. Sunt foarte moderni și cool. Patrick, mătușa Ivona și eu cu Tolic sunt amuzați. E important ca Petrovna să nu afle nimic. Patrick, încet! Dacă nu știți că filmează TikTok-ul și este live pe Instagram în clasă, atunci vă spun altceva. Este amigă cu o grupă de elevi nu prea buni. Iana este o fată foarte rea și influențează rău. Ascultați-mă, eu sunt mama Dianei și voi decide cine sunt amicii. Da, am spus că e amica Ianei și să nu uite să o invite la petrecere. Păi, văd acum. Dima, da, doamna aici. Petrova, sunt aici. Fata dumneavoastră este bita lui Dima. Nu este permisă nicio întâlnire la școală. Niciuna. Rahat, este prea mult. Aha. Da. Dima, nu te apropia de fata mea mai puțin de un metru. Ai înțeles? Mama, asta e prea mult. Este în regulă, Dima, spun la toți ce ai supat. Iana, ce are acum? Dima, ce ai supat? Ascunzi aicosul de părinții tăi? Opriți-vă, doamna Petrovna. Iana? Care Iana? Ivona Igorevna! Ea e soția mea, cum îndrăznești? Da, părinților, nu v-ați controlat? Să știți, ea e mătușa Ivona. Ea este sora mea Iana, iar el e Artiom, nu Tolic. Oh, nu! Dima, nu mă face să mă supăr! Mulțumesc, Dima Bodarenco! Coboară ochelarii! Doamna Petrovna, m-ați recunoscut? Salut!
Salut! Ascultă-mă, Zaiceva! V-am dat afară din școală, Bodarenco și Zubov. Doresc să-ți văd pe părinții la școală. Nu va fi o petrecere, Diana ne va muri acum! Doamna Petrovna, aveți dreptate, era ideea ei. Ioana ne-a spus să schimbă hainele și să ne prefacem că sunt părinții ei. Poftim, Ioana, nu minți, ideea voastră, hei! Eu port hainele învățătorului de fizică. Iar eu port hainele directorului. Dima, sunăm un taxi. Zaiceva, merg la părinții tăi acasă să discut cu ei. Oamenilor, abonați-vă la canal, click pe like, vă place videoul, sper că părinții mei nu mă vor omorâ. Da, Ioana, casă pe trei etaje, ascultă! Da, la. Să vedem. Încă o dată. Da. Da, vom vedea cum să facem. Ascultați, Artiom, dacă nu vom merge acasă, ce vom face atunci? Da? Să vedem.